În ultima perioadă, schimbările climatice devin tot mai prezente pe agenda întrunirilor la nivel mondial, iar savanții permanent dau alarma. Unii afirmă că este un proces natural, alții găsesc vina în activitatea umană. Indiferent de cauză, modificările de climă deja sunt declanșate. Republica Moldova nu este o excepție. Schimbările de climă vor afecta puternic patrimoniul natural al biodiversității. Mai multe specii de plante și animale se vor confrunta în viitorul apropiat cu un risc crescut de dispariție. 4,5 miliarde de ani are planeta Pământ. Specia umană, dacă ne întoarcem înapoi în istorie, de la 40 până la 100 de mii de ani în urmă, n-am apărut noi ca specie umană. Toată diversitatea biologică care a existat cândva și există acum, ea toată se află într-o mișcare. Aurel Lozan, doctor în biologie, expert în biodiversitate. Ceea ce a fost 100 de mii, un milion de ani în urmă, nu mai este acum. Deci sunt niște lucruri pe care trebuie să le conștientizăm că schimbările climatice sunt niște lucruri inevitabile. Noi, specia umană, noi contribuim la aceste schimbări climatice prin activitatea noastră. În ultimii ani, numai datorită secetelor și arșilor intense care sunt în Republica Moldova. Alexandru Teleuță, doctor în biologie, director al Grădinii Botanice a Academiei de Științe a Moldovei. În combinare cu acele acțiuni nechipzuite ale oamenilor, cum ar fi disecarea bălților, disecarea râurilor, îndreptarea fluviilor și adâncirea deci acestor râuri, s-a produs o aridizare foarte puternică a zonii și mai ales a componentelor flore și faune. Practic, noi supra-solicităm resursele naturale. Noi exercităm o presiune imensă. Victoria Covali, doctor în biologie, expert în biodiversitate. Și noi consumăm mai mult decât ne trebuie. Asta undeva, mă rog, atitudinea noastră își spune efectul. În zonele de sud au dispărut sute de kilometri pătrați de zone umide, care a dus la dispariția speciilor de plante acvatice, la dispariția speciilor de păsări, pești, care totodată serveau și o sursă importantă de alimentare pentru populația locală. Cred că cu toții circulăm pe traseul Chișinău-Leușeni și vedem că pădurea de stejar se usucă și este un proces practic iremediabil sau ireversibil. Am ajuns la situația când fagul în Republica Moldova, unica insulă de est a fagului, deci suferă foarte puternic. Și s-a observat că nu numai la limita arealului se usucă fagul, dar și chiar în optimul său, în habitatele sale montane. Iarăși este un semn foarte alarmant că noi avem de fapt de a face cu niște schimbări climatice și speciile respective reacționează. Dacă să vorbim despre relația dintre aceste specii, schimbările climatice și noi oamenii, atunci, bineînțeles că nici noi nu știm care va fi viitorul acestor specii sau care va fi viitorul relațiilor noastre, dar cu certitudine trebuie să ne așteptăm la pătrunderea unor elemente care nu au fost până acum pe teritoriul nostru și putem să ne așteptăm că unele specii vor dispărea și altele vor apărea. Savanții Republicii Moldova au editat 3 cărți roșii care includ plante și animale. Și pe an ce trece, biodiversitatea, în primul rând, se reduce diversitatea la nivel de specii în Republica Moldova. Și în al doilea rând, foarte multe specii devin tot mai vulnerabile și vulnerabile și de aceea numărul de specii de plante rare incluse în carte roșie din an în an sporește. Dacă în anul 1965-70 erau 30-40 de specii de plante și vreo 30-40 specii de animale, actualmente, în ediția a doua, am avut 200 specii de plante și peste 100 și ceva specii de animale. Apoi, în ediția a treia, vreau să spun că sunt 217 specii de plante și peste 220 specii de animale. Starea acestor populații ne indică faptul că ele ar fi cumva amenințate.
și amenințate nu numai datorită faptului impactului antropic sau anumitor provocări care sunt în mod direct, dar și din cauza că sunt schimbări evidente de climă. Trebuie să ținem cont și de acele aspecte care țin de speciile invazive, speciile introduse, care dintr-o parte ele ne salvează, dar din altă parte prezintă și ele un pericol, fiindcă ele pot substitui speciile autohtone. Noi avem un spectru larg de specii introduse pe teritoriul nu numai Republicii Moldova, dar în general, la nivel global, avem un flux și o mișcare permanentă de astfel de specii. Suntem martori unei invazii foarte puternice a țarului american în ecosistemele forestiere. Deci, tăierile care au fost efectuate în anii ulteriori au dus la cei că vitalitatea pădurilor este foarte slabă. Deci copacii nu mai au putere, sau ecosistemele forestiere nu mai au acea putere de a face piept, de a ține piept invazii speciilor străine, și avem acum sute de hectare de arțar american care a pătruns în pădurile noastre și substituie speciile de bază pe care le avem. Făcâmul este o specie introdusă din Munții Apalași ale Americii de Nord. Deși este o specie introdusă, populația Republicii Moldova o are la inimă pe această specie. Avem în sudul Moldovei festivalul florilor de salcâm. Și bineînțeles că noi oamenii am înțeles avantajele pe care le are această specie. Lemn tare, lemn de calitate. Important este că această specie este specie repede crescătoare. Ea produce acel lemn în termeni de timp scurți, mai utilizăm și floarea de salcâm în alimentație. Pe urmă, mielea de salcâm se cotează foarte bine, deci avem un șir de beneficii pe care ne le aduce această specie. Dar, totodată, această specie înaintează și are un comportament destul de agresiv și ea pătrunde în acele locuri unde nu a existat niciodată, respectiv ea începe a substitui sau deranjează alte specii autohtone din ecosistemele noastre. Mai avem exemple din lumea animală. Avem o sumedenie de specii de nevertebrate, insecte, de exemplu futurul alb american, care dăunează circa 300 de plante și este una din speciile cele mai periculoase sectorului agricol și sectorului forestier. De aici, din continentul euroasiatic, a pătruns în America o altă specie, care este omida păroasă a stejarului, care la fel consumă circa 300 de specii și este una din cele mai periculoase specii dăunătoare sectorului forestier din continentul nord-american. Silvicultura sovietică ea a experimentat diferite specii și le-a plantat în afara arealului. Am avut chiar în cadrul rezervației date sunt și plantări de molid, plantări de arțar american, care fiind o specie cu o plasticitate mai mare ecologică, practic a invadat nișele acestea ecologice sau a scos stejarul și speciile autohtone, practic le-a eliminat. Știm că pe timpuri se valorifica practic 80-90% din teritoriul Republicii Moldova, au fost distruse foarte multe păduri, ceea ce a dus la o amploare deosebită și cu un efect negativ foarte puternic a ploilor torențiale. Deci nu este an când în diferite raioane ale Republicii Moldova să nu avem, deci, ori ploi torențiale cu inundații puternice, ori căderi abundente de zăpadă, care tot de asemenea au un impact negativ. Anul ăsta natura ne-a mai adus o surpriză pe care noi, un fenomen pe care nu l-am cunoscut, aceste zăpezi târzii, în a doua jumătate a lunii aprilie, și care au provocat pagube destul de serioase. Respectiv, aceste lucruri sunt niște lecții pe care trebuie să le învățăm. Am avut de suferit în proporții devastatoare, aș spune. Este foarte greu acum să ne imaginăm sau să dăm termeni sau niște termeni de referință concreți în ce perioadă am putea să ne restabilim și să revenim la un mod de activitate normală. Au suferit foarte multe colecții din cadrul grădinii botanice, au suferit în mare speciile de conifere, arbori și arbuștii decorativi din dendrariul grădinii botanice.
ideal ar fi ca să ajungem sau să depășim perioada aceasta de criză, ar fi în ideal să plantăm arbori de talie mare deja, ca să nu se simtă diferența aceasta dintre ceea ce am avut până la și ceea ce avem după. Ne gândim să venim cu, poate cu noi abordări în ceea ce ține amenajarea grădinii botanice pe anumite sectoare, poate să facem și anumite plantări, dar la distanțe un pic mai mari, să nu facem atât de compact. Schimbările climatice sunt inevitabile. Mecanismul deja este declanșat. Potrivit specialiștilor, nu totul este pierdut. Viitorul biodiversității, componentelor de mediu și a omului, nu depinde de planuri grandioase la nivel național sau global, dar de fiecare dintre noi. Desigur, responsabilitatea ne aparține. De aceea, tot noi trebuie să participăm, să ne implicăm în elaborarea modalităților de adaptare și atenuarea consecințelor. Noi nu putem stopa declinul biodiversității fără a înțelege problema schimbărilor climatice. Trebuie să ne schimbăm atitudinea. Și nu este misiunea că numai a silvicultorilor sau numai a anumitor categorii de specialiști care dintr-o ramură oarecare, dar este misiunea la toți. Când pe timpuri, când era 50% din teritoriul publicului Moldovei împădurit, pădurea avea capacitate mare de retenție a apei. Și ploaia abundente nu avea așa efect de eroziune și de spălare a de suprafața solului. Pădurea în sine, ca ecosistem, este un stabilizator de mediu. Și aici vorbim nu numai despre influența pădurii asupra regimului de umiditate, dacă ne referim la precipitații. Știm cu toții că în zonele unde sunt păduri, plouă mai des, ninge. Pădurea este un leagăn pentru biodiversitate. Foarte multe specii și de floră și de faună. Măsuri de adaptare avem multe. Ele sunt variate și ele trebuie ajustate la condițiile fiecărei regiuni sau fiecărei țări. Pentru Republica Moldova, bineînțeles, avem un spectru larg de idei care ar putea și ar trebui poate să le utilizăm când vorbim despre schimbările climatice și adaptarea noastră la aceste schimbări. În lume sunt exemple când omul a încercat și a avut unele succese la restabilire ecologică a ecosistemelor naturale, însă niciodată nu a atins acel optim care a fost creat din natură. Noi distrugem, apoi încercăm să regăsim situația într-o anumită măsură, dar ea este pe departe, acele rezultate sunt pe departe de a fi optime care le-a creat cândva natura și care a asigurat existența atât a lumii vegetale cât și cele animale. Depinde foarte mult de atitudinea noastră și anume de atitudinea noastră față de mediul înconjurător. Plantând mai mulți arbori, intervenind cu anumite lucrări de salubrizare a albilor, unor părăiașe care sunt în apropierea localităților noastre, chiar punându-ne așa niște obiective ca să nu mai poluăm cu atâta plastic, să folosim anumite tehnologii de reciclare a deșeurilor, noi am putea fiecare dintre noi să contribuim la diminuarea acestor schimbări climatice. Plantând mai mulți arbori, vom avea acel rezervor de carbon care este stocat de oricare specie de arbore, va fi acel mijloc de ameliorare a microclimatului local și, evident, de la fiecare din ograda sa va merge la nivel de regiune, la nivel de țară și așa mai departe. Dacă am luat sub grija noastră fiecare câte un arbore, am avea efect.